onorată asistență, dragi colegi deputați, coaninaș al Mafiei Naționale Serafim Urechean, iubit popor și dragă Ivan Timofeievici Guțu. Am hotărât să ies în fața simandicoșilor parlamentari și a onoratei prese imparțiale, nu pentru a mai muțări gestul de săptămâna trecută a lui Badea Serafim. Vă recunosc sincer că joia trecută, atunci când falnicul nostru lider, jupânul Urechean, mi-a făcut de la această tribună aluzia că eu aș fi cel care îl voi urma cu spovedania, mă umflase râsul. Numai că nu am arătat, dar în sinea mea mi-am și zis, da, pocum nu, încă prostia asta n-am făcut-o. Ma ta, dacă vrei, du-te învârtind, dar eu rămân în politică, nu de alta, dar țara are nevoie de bărbați de stat deștepți și viteji. Dar, vorba veche, de-ar ști omul ce-ar păți dinainte s-ar păzi. M-am ținut eu așa viteaz și încăpățânat, cum mă știți, stimați deputați, până ieri seara. Să vedeți însă cum m-a ajuns pe neprins de veste prorocirea lui Serafim, făcută tot aici săptămâna trecută. Iubit popor, uitați-vă la mine și nu râdeți, vă rog. Vă rog să fiți un pic serioși, dacă vreți să înțelegeți cum gestul de o larghețe cosmică a lui Urechean de a se retrage cu capul plecat și cu coada între picioare din politică m-a făcut și pe mine să-l urmez în ultimul drum al partidului nostru galben ca ceara. Vorba e că pe la o bucată de noapte m-a trezit ca de obicei nevasta să mă trimită la closet ca să nu mă scap în pat, cum mi s-a întâmplat de atâtea ori de mi-am udat și jupâneasa. Ajuns la destinație, mi-am făcut semez datoria, am tras apa și am dat să mă spăl pe mâini. Și cum eram cu somnul în ochi, am dat să arunc o privire în oglindă ca să mă conving că nu-s chiar tare buhăit după beția din ajun. Dar ducă-se pe pustii și ferească-mă sfântul de cel cu coadă. În loc să-mi văd în oglindă mutra umflată de lăcomia mea proverbială, în spatele sticlei apăruse chipul bolfos și înăcrit al lui Urechean, care se uita fioros drept în ochii mei plin de puchi. Măi, Leonișor, măi, unde face răstit și plin de mânie stafia lui Serafim din oglindă. Hă, toți grijania și parastasul cui te are. Ce ți-am zis, măi, pântecosule, să faci? Și jmac, unde își întinde mâinile păroase din oglindă de mă apucă de gulerul pijamalei și de ureche. Nu tremura, furisitule, unde mai face umbra lui Serafim. Că eu nu-s Karaoțchi, ci glasul conștiinței stăpânului meu. Am venit să te trezesc și pe tine din nesimțire. Bagă-ți în cap, măi omule, chiar mâine dimineață să te pocăiești și tu de la tribuna parlamentului, că de nu îți voi apărea în fiecare noapte și te voi băga în toți perieții. Ai priceput? Mă întrebă stafia lui Serafim amenințător. Da, i-am zis plin de spaimă, că nu-s chiar așa de prost. După care m-am cărat fugulița din baie, m-am culcat în pat lângă nevastă, dar n-am mai putut închide un ochi până astăzi dimineață. Și iată-mă-s, acum înfățoșat, înaintea domniilor voastre, dragi colegi. Uitați-vă la mine, eu, dragi colegi, nu vi sunt fraier de la Odessa, vorba lui Urechean. Și așa cum el s-a mărturisit săptămâna trecută, o voi face și eu, cu același curaj și demnitate patriotică. Nu de alta, dar în carul electoral al lui Serafim e un loc și pentru mine, iar vehiculul ăsta nu e carul cu proști, ci cu foști, adică foști nomenclaturiști comuniști și comsomoliști de pe vremea sovietică și cu demnitari șmecheri de după independență. Voi aminti mai întâi, dragi colegi, că între anii 1976-1982 am fost secretar adjunct și secretar al organizației comsomoliste de la universitate. Studenții acelor ani mă țin bine minte cât de zelos eram, chiar dacă nimeni nu mă lua în serios. Pe atunci eram nespus de fericit că îi purtam numele lui Leonid Brejnev. Mă obișnuisem să țin cuvântări focoase despre slăvitul partid și să umblu cu Lenin în gură, să citez lucrările clasicilor marxismului și ale conducătorilor sovietici. Astăzi, stimați colegi, când mă vedeți așa de bun de gură, să știți că de atunci mi se trage de la comsomol. Că tare bună școală de lingăi și de liorbagii mai era și comsomolul acela. Dragi tovarăși de Partid Comunist și onorată asistență, aș vrea să mă pocăiesc în fața dumneavoastră și pentru că în anul 1986, fiind lector la Catedra de Istorie a Partidului Comunist de la Universitate, am îndoctrinat fără rușine studenții cu erezia comunistă, spunând minciuni despre marșul triumfal al puterii sovietice și despre fericirea popoarelor ajunse sub stăpânirea ei. Eram printre moldovănașii aciuați în structurile de ocupație, printre periuțele bune de lăstruit papucii nomenclaturii, printre pupcuriștii și trăgătorii de limbi în fundurile nacealnicilor. Pentru toate ticoloșiile săvârșite în acea neagră perioadă a vieții mele de activist sovietic, pentru slujirea lui Mamona și închinarea la idoli, pentru lașitatea mea care nu m-a lăsat să fiu alături de luptătorii pentru libertate, dragi colegi și onorată asistență, mă rog de mă iertați, că mare bleg am mai fost, dar și am rămas. Ce-i drept numai până noaptea trecută, când m-a vizitat moralistul necruțător din oglinda fermecată a closetului meu. Ca să depăn mai departe firul dezonorant al vieții mele de slugă lașă a regimului sovietic, vă voi aminti, onorată asistență, că de la 11 martie 1987 și până la 1 noiembrie 1990, tocmai când patrioții acestei țări s-au ridicat la luptă pentru limbă, alfabet, tricolor și independență, eu am slujit Partidul Comunist la Comitetul Raional Frunze din Chișinău. Am fost și instructor, și șef adjunct de secție, și șef de secție. Atunci când întreaga societate fierbea și oamenii cu demnitate și curaj își riscau viața pentru neam și țară, eu am rămas tupilat ca ăla în iarbă, nemernic și bicisnic ce sunt, mâncam ar fundul iadului să mă mănânce. Că bine m-a mai zis Iurie Roșca, anticomunistul de carton sau cine sare ca iedul la microfon.
Cu permisiunea dumneavoastră, dragi colegi și onorată asistență, aș vrea să citez un fragment din Cartea Galbenă a Corupției, scrisă de distinsul nostru coleg, cunoscutul jurnalist și om politic, Iurie Roșca. Citez. Teatrul la microfon cu un bufon. Ori de câte ori îl văd rostogolindu-se spre microfon pe bondocul Leonid Bujor, țupăind ca un edut zburdalnic pe scările sării de ședință a Parlamentului, mă întreb. Oare ce cantități de frigărui și câte zeci de tone de vin a consumat omuleanul ăsta de a ajuns să arate ca un personaj din caricaturile proletcultiste ale anilor 30 cu burgheș, burtoș și fălcoș? Când se căznește să-și îngroașe glasul pițigăiat și să facă urât spre guvernanții comuniști, Bujor, în loc să inspire respect, trezește râsul și dezgustul general. Ca să le dai în obraz comuniștilor de azi, să te prezinți drept campion al anticomunismului și să faci morală celor de la putere, ar trebui ca tu însuți să ai un trecut cât de cât onorabil. Altfel, căderea în ridicol este inevitabilă. El cere cuvântul pe mică pe ceas și se agață de tot felul de chițibușuri procedurale, pisălăgește lumea cu tot felul de platitudini și reproșuri răsuflate, se necăjește să pară când serios, când ironic, dar niciodată nu reușește să depășească postura penibilă de clovn. Probozerile lui Serbes și Dulcegi curg gârlă, trubadurul de ieri al marxism-leninismului slobozind din burta-i proeminentă perle calpe spre distracția generală a publicului. Închei citatul. Iubiți compatrioți, dragi ziariști și stimate Ivan Timofievici Guțu, astăzi, când am hotărât să mă pocăiesc în fața națiunii, trebuie să recunosc. Pana publicistului m-a portretizat atât de reușit, încât am hotărât să scot din conturile mele de peste hotare, doldăra de valută forte după aflarea mea în fruntea preturii centru, toți banii și să-i transfer la tipografie pentru tipărirea unui tiraj de 3,6 milioane de exemplare ale cărții Dinozaurii regimului sovietic, tartorei corupției moldovenești. Și să distribui fiecărui cetățean al țării câte un exemplar ca să știe ce gașcă de hoți și tâlhari am mai fost și noi, cei din amene, dar și să vadă cât de reușit m-a descris autorul în lucrarea sa. Și dacă toți sunt pus pe spovedanie, dragi colegi, vreau să vă mai spun că am mințit când am trecut în declarația de venituri suma de 17.159 de lei pentru lotul de pământ și locuința care mi-aparțin. Păi degeaba m-a pus urechean la pretura centru. Ani de zile am tot adunat parale și proprietăți dosite cu migală și împărțite frățește cu primarul general de atunci, Nașul Serafim. Acum, când vom merge așa cum ne-a îndemnat șeful nostru de partid la procuratură, am să declar totul ca în fața icoanelor. De se va cruci lumea cât de fățarnic am fost, ca personajul din romanul lui Ilf și Petrov Coreico, milionarul clandestin. Dar, până atunci, aș vrea să știți, dragii mei, că partea mea de jaf și furtișag comisă la pretură o împărțeam cu primarul urechean, care număra cu rigla banii pe care îi căram. Avea practică omul, știa câți centimetri are un pachet de 10.000 de dolari de pildă, câte pachete din astea în cap în servieta lui burtoasă, ca și el, câte parale în lei moldovenești în cap în sertar. Ce mai, omul știa treaba pe cinste. Și dacă nu-i aduceam în fiecare săptămână cât îmi cerea, capul mafiei din capitală, Serafim, mă speria că mă va transfera de la pretură pe post de paznic la closetul din grădina publică Ștefan cel Mare, unde să încasez câte un leu de client, din care 75 de bani tot lui să-i dau. Dar banii cei mai grași veneau tot de la piața centrală, pe care o crâșuiam din zori și până în noapte. Ori de câte ori mă amintesc de acele vremuri, îmi trece prin minte o idee năstrușnică. Mă gândesc ce aș fi fost eu în viața aceasta dacă nu mă făcea Serafim ispravnic în sectorul centru. Un nimeni, un funcționaraș într-o instituție de mână a doua sau a treia, dar oricum nu la sapă și nici la strung. La o beție crâncenă i-am spus lui Serafim Alexandrovici cât de ușor îi prosteam pe cinovnicii din acea perioadă, pentru că mutam niște hârtii de colo până colo și suflam în parașuta partidului, m-au și decorat cu medalia pentru merite în muncă. Urechean a râs cu lacrimi și mi-a zis că are acasă o duzină de asemenea trofee, ci că și le pune la piept și mărșăluiește cu ele prin casă în bocanci și chiloți galbeni. Onorat prezidiu, iubiți colegi din majoritatea parlamentară, dragi ortaci de prădăciune și matrapazlâcuri din amene, aș dori să le mulțumesc pe această cale și distinșilor jurnaliști de la EuroTV, Vasile Năstase, Sergiu Praporșic și Igor Burciu. Vă invit pe toți, iubiți concetățeni, să urmăriți cu atenție și interes emisiunea Media Express, care e făcută de cei trei fruntași ai ziaristicii naționale și pusă pe post în fiecare zi de vineri, cu începere de la 21:30, fiind reluată sâmbătă la aceeași oră. Căci anume datorită lor am înțeles cât de prost vorbesc limba română. Rubrica Perla Săptămânii e plină cu tâmpenii spuse de mine. Am folosit impropriu și repetat cuvântul imparțial, de exemplu, crezând că înseamnă părtinitor. Dar de fapt este antonimul acestuia. Am trântit-o de la tribuna Parlamentului zicând că aș fi fost avizat, în timp ce de fapt am fost vizat de colegii din fracțiunea majoritară și deci am avut dreptul la replică. Asta e, fraților, noi, cei de la Urechean, nu prea suntem dați cu cartea, mai mult cu ciorditul. Nici franțuzește nu știu așa cum am mințit în CV-ul depus la Parlament. Nici nu știu ce mi-a venit să scriu că aș ști franceza, că citesc și mă pot exprima. Până și Coana Chirița o știe mai bine decât mine. Dar am zis și eu să nu par chiar așa de necioplit ca un ghiorlan și am băgat chestia asta cu franceza.
Nu râdeți, onorat public, o să o învăț, că tot mă retrag din politică și o să am timp berechet acum. Așadar, în încheiere, vă zic să am pardon și au revoir. Mersi beaucoup pentru atenție.